Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom discuta despre educația spirituală, motiv pentru care am plăcerea să o avem prezentă în studio pe doamna Raluca Cazan, profesor de religie la Liceul Ion Barbu. Să numele doamna profesor și mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și îmi pare bine și vă mulțumesc că m-ați invitat. Vă mulțumim! De asemenea, mai avem invitați în studio trei elevi, practicanți al jocului de fotbal la echipa Speranței Giurgiuvene. Am să le prezint, îi prezint eu numele și prenumele, după care voi, dragii mei, vă veți prezenta atât activitatea școlară cât și extrașcolară. Avem pe elevul Șoav Costin, bine venit Costin. Pe elevul Pârvan Ionuț, bine venit Ionuț, și pe Urucu Luca. Bine venit Luca și vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut un efort deosebit venind din comuna Malu la emisiunea noastră. Acum, dragii mei, am să vă rog să vă prezentați activitatea școlară și extrașcolară. Sunt elev la școala numărul 1 Ioan Bădilă, clasa 7. În comuna Malu. Comuna Malu. Da, și concomitent cu școala, ce altă îndelnicire mai ai? Sunt elev. Nu, ești practicant al jocului de fotbal. La școala Speranțele Malure. Speranțele Giurgiuvene Malu. Nu aveai emoții, Costin. Fii cum ești un teren, un tip foarte bătăios, n-are să ai emoții. Te rog frumos, Ionuț. Sunt la școala gimnazială Ion Bădilă. În ce clasă, Ionuț? Clasa 4. Da. Și concomitent cu concomitent școala, cu practic școala, și... practic și fotbalul. Foarte bine, Ionuț, foarte bine. Luca? Școala gimnazială Ioan Bădilă Malu, numărul 1. Clasa? Clasa 3. Da. Concomitent cu școala, practic și fotbalul, ca portar. Da, trebuie să specificăm faptul că ești portar. O să revenim mai târziu în emisiune să te întreb de ce ales să fii portar. O să discutăm despre asta, Luca. Doamna profesor, vă rog să ne spuneți câte ceva despre activitatea dumneavoastră didactică. Da, mă numesc Cazan Raluca, sunt profesor titular la Liceul Ion Barbu. Sunt pe disciplina religie. Nu am prea multă experiență cu copii, nu sunt decât de 2 ani profesoară. Am studiat Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfânta Mucenică Filoftea din Pitești, unde am absolvit în 2008. Până în prezent am lucrat în diferite joburi. Da. Până la urmă mi-am dat seama că ar trebui să mă stabilesc undeva, să am un job stabil. Va veni automat întrebarea, de ce ați ales în cele din urmă să predați religia în școlile giurgiuvene? Am ales religia pentru că așa am simțit, îmi place foarte mult. Da. Ce v-a îndemnat, doamna profesor, să urmați Facultatea de Teologie? Facultatea de Teologie. Ce v-a îndemnat să mergeți la această facultate? Am impresionat foarte mult cadrurile sociale și de aceea am vrut să urmez asistență socială. Da, în cadrul Facultății de Teologie ați urmat și... Și când m-am înscris, era împreună cu teologia și de aceea am făcut și teologie și asistență socială. Da, da. Care sunt avantajele de a fi profesor în România, la vremea actuală? Și dezavantajele, bineînțeles. Acelea de a lucra cu copiii, de a ajuta în formarea personalității elevilor, de a fi alături de ei când au nevoie. De a contribui și la educația lor, sigur că da, sigur. Da, din păcate, în zilele noastre, cam lasă de durit această latură a personalității elevilor. Da. Sigur, da. Din păcate, și de aceea au nevoie de modele. Sigur că da, sigur, sunt mai mult decât necesare. Da, și dezavantajele unui profesor care credeți noastră că... Dezavantajele profesorului, în primul rând, mă gândesc că uneori se,
Se întâmplă să vină copiii cam nepregătiți de acasă, foarte pretențioși, foarte... Da. Sunt formați într-un fel, noi trebuie să-i formăm un alt fel. Sigur. Da. Exact cum spunea părintele Iustin, cel mai greu și mai sfânt lucru în lumea asta este să crești și să educi copiii. Nimic nu este mai greu ca acest lucru pe acest pământ. Da, dragii mei invitați mai mici, vă întreb acum, ce materii preferați voi la școală? Sportul. Costin. Sportul. De ce, Costin, preferați de mult sportul? Pentru că ne... Vă crește atât fizic, cât și psihic. Sigur că da. Și ne dezvoltăm armonios. Sigur. Foarte bine, Costin. Ionuț? Mie îmi place materia matematica. Da. Pentru că... Să învățăm să calculăm, să facem probleme, să... Sigur. Învățăm foarte bine. Este foarte necesară pe viitor. Oricărui copil, oricărui matur, este o materie foarte necesară, sigur. Luca? Română. Da? Română îmi place pentru că este foarte frumoasă, îmi place... Mm-hmm. Nu este ca matematica. Mi se pare puțin mai greu matematica decât română. Și... Fiecare avem câte o chemare. Tu ai la limba și literatura română, Ionuț la matematică. E normal să... Este foarte bine, Luca, pentru că îți place atât de mult română, pentru că te ajută să vorbești corect, să te exprimi corect. Este un lucru foarte, foarte important. Și vă întreb, dragii mei, ce profesor, de care profesor sunteți voi mai apropiați la școala din Malu? Eu mărturisesc că cunosc foarte bine pe doamna directoare, este o doamnă prin excelență, le-a dat dovadă de foarte mare îngăduință anul trecut, în timpul iernii, când ne-a permis accesul în sala de sport. Și plus, cu voi, foarte înțelegătoare, foarte atentă. Da, te ascult, Costin. Doamna de matematică. Spune numele dumnea ei. Da. Dumitru. Deci, doamna Dumitru, te simți mai apropiat, spre de mai... Culmea că tu ai spus că îți place mai mult educația fizică, dar, în schimb, îți place mai mult domnul profesor de matematică. Da, Ionuț? Eu prefer pe doamna de română. Da. Pentru că ne învață să citim. Da. Ne învață să... Vă exprimați, corect. Să ne exprimăm. Da. Să... Și să... Să vorbiți corect, să vă exprimați corect. Cel mai important lucru, sigur că da. Luca? Profesoarea de matematică. Îmi place foarte mult de ea pentru că nu este rea cu noi. Nu zbiară, nu... Da. Nu este ca celelalte profesoare. Nu, toate sunt la fel de bune, Luca, decât că ești tu mai pretențios puțin. Sigur că da. Paradoxal, Ionuț, care îi place mai mult matematica, simpatizează pe doamna profesoară de română. Iar tu, care simpatizezi pe doamna profesoară de... Ce faci? Pe cine saluți? Da. Dragii mei, vă întreb acum ce post jucați și de ce ați ales să jucați acest post? Ce post joci tu, Costin? Mijlocaș central. Da? Și de ce ai ales tu să joci mijlocaș central? Pentru că joc foarte bine pe postul acesta. Ești foarte, foarte modest. Da, într-adevăr, vă pot spune că joacă foarte bine. Este un tip cerebral, la vârsta de 13 ani, are 1,78 m înălțime, lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare. Pot să spun că dacă se ține de fotbal, poate avea o șansă în viitor să ajungă la o ligă superioară. Tu, Ionuț? Eu joc postul fundaș dreapta. Da. Și joc postul ăsta pentru că îmi place foarte mult. Da. Îl joc foarte bine. Dau goluri. Sigur, la Cupa Sfânta Maria, despre care o să vorbim mai târziu în emisiune, ai dat și gol. Deși fundaș dreapta a lucrat foarte mult în atac, te-ai exprimat foarte bine în joc. Sigur, ai schimbat partea. Sigur. Da. Și jocul de fotbal de ce ai ales? Pentru că îmi place. Sigur. Și ai simțit că poți să arăți ceva în acest sport, că ești talentat. Da. Luca, te rog frumos să ne spui de ce ales jocul de fotbal și de ce portar. Mie mi-a plăcut foarte mult portar pentru că m-am simțit bine așa, nu alerg așa mult ca pe teren, să mă sesc foarte repede.
Te întrebuințești, nu te explici prea mult la efort, Luca, nu-i așa? Da? Și jocul de fotbal de ce l-ai ales, Luca? Este un joc sportiv, pentru mi-a plăcut, a fost frumos. Prima oară ne jucam, ne strângeam într-un loc toți și nu prea jucam foarte bine atunci, dar din ce în ce am... Da, Luca, într-adevăr, vă spun sincer că Luca este un copil foarte talentat. La început a fost portar, am rămas surprins de calitățile lui, după care am mai avut un portar talentat, de fapt doi portari talentați la Malu, n-am mai vreau să joc în atac, nu mai vreau în portar. Fiind micuț, am zis, da, într-adevăr, ai timp mult, ai timp suficient ca să te mai înalți puțin și să treci la locul tău în poartă. Am rămas surprins de ce calități, cât de bine lovește mingea, foarte dârz în joc, deci este un tip foarte talentat în jocul de fotbal, atât ca portar, cât și ca jucător de câmp. Oricum, fotbalul modern, orice portar trebuie să fie și un jucător de câmp la fel de talentat, pentru că se bazează foarte mult jocul, angrenajul unei echipe, pe jocul portarului, jocul de picior. Vă întreb acum, doamna profesor, ce a însemnat copilăria, iar mai târziu adolescența, pentru dumneavoastră? Copilăria a fost cea mai frumoasă parte a vieții mele atunci când... Când eram mică, bunicul meu, fiind cântăreț la biserică, avea obiceiul să mă ducă la biserică și să cânt împreună cu el la strană. Și acolo am aflat rugăciunea Tatăl nostru, crezul, fericirile și alte învățături despre viețile sfinților, despre viața Sfântului Nicolae, Sfântul Gheorghe. Și încetul cu încetul mi-a plăcut și am mers pe calea aceasta cu... Mi-a plăcut, m-a emoționat foarte mult. Da, păi acum este de înțeles de ce ați urmat facultatea de teologie. Ați avut deci pe... Deci am făcut un liceu teoretic, am terminat liceul de matematică și informatică. Totuși nu mi-am găsit, nu m-am regăsit în informatică, nici în matematică, ci am căutat ceea ce căuta sufletul meu. Sigur, pe da. Da, da, mai ales că ați fost aproape de bunicul dumneavoastră, care era un om al bisericii. Da. A contat foarte mult pentru viitorul dumneavoastră acest... Probabil și noi mai fi preot, tot așa... A, deci aveți antecedente între ghimele în familie, da. Sigur, nu întâmplător ați ales facultatea de teologie. Da. Da, vă întreb acum, doamna profesor, vă rog să ne spuneți cât de dificilă și delicată este trecerea la adolescență. Se știe că este foarte pretențioasă adolescența, practic este cea mai nevralgică perioadă a vieții noastre. Atunci cred că se formează cu adevărat caracterul. Da, vă rog frumos să spuneți dumneavoastră. Este o perioadă critică, atunci când se petrec cele mai mari schimbări, atât pe plan emoțional cât și pe plan fiziologic. Apar schimbările trupului, fața, ochii, la fel și sentimentele se schimbă încetul cu încetul, apare atitudinea critică față de ceea ce se întâmplă. Nu mai putem să vorbim despre crede și nu cerceta. Până atunci le povesteai despre povestioare morale, da. Ce e bine, ce e rău. Acum trebuie să mai întâi să cerceteze ei, să vadă și după aia să creadă când s-au lămurit. Deci da. E mai greu să vorbești și să trebuie să te dai pe lângă ei așa cum sunt ei. Să înțelegi în primul rând. Să intrăm în pielea lor, practic. Exact. Să înțelegi vârsta da. Și să te pui în pielea lor, exact. Sigur, este cea mai bună metodă de a încerca să... Să nu-l îndepărtezi mai mult. Da, pentru da. Că orice intervenție brutală poate îndepărta mai mult de... Sigur, că în adolescență e impresia că ei știu pe toate, da. Ei sunt cei mai cei, nimeni nu este mai presus decât ei. Atunci trebuie să găsim o cale da. De mijloc. Da, da. Adolescența este exact ca o șosea. La un moment dat este o vale, este un pod, sunt multe capcane, nu ești atent, trebuie să acorzi prioritate. Așa și asta înseamnă că nu trebuie să cădem pradă, să îi lăsăm să cadă pradă tentațiilor, să aleagă drumul drept. Și să le impunem cu forța. Deci trebuie să lăsăm pe ei să aleagă încetul cu încetul să se orienteze. Este perioada de orientare în care elevul își găsește calea în viață. Da, și da. Trebuie ajutat, trebuie sprijinit. Din păcate, până la ora asta,
adolescenții noștri au multe probleme. Locurile de muncă este o mare problemă în țara noastră, viitorul lor nu prea sună bine. Acestea noi trebuie să le dăm optimismul că se pot integra în societate, trebuie să-i ajutăm măcar cu un sfat, cu vorbă bună, cu... și să le dăm puterea de a depăși... Sigur, de a merge mai departe în orice situație. Dar vedeți, din punctul meu de vedere, nu este de ajuns atât. Trebuie și noi ca societate să fim mai mult alături de ei, să-i ajutăm mult mai mult, să simtă și ei că are pe cineva în spatele lor care le vrea binele. Din păcate, părinții sunt plecați în străinătate, să le asigure un viitor, să un trai mai decent, să nu simtă lipsurile, probabil să nu aibă greutățile care au avut ei când erau de vârsta lor. Dar vedeți, unde primesc, sunt nevoi să și piardă. Sunt mulțumiți că le asigură copilor un trai mai bun, dar în schimb majoritatea, neavând părinții lângă ei, apucă pe alte, căi greșite. Da. Nu știu, cred că am văzut și o emisiune la televizor zilele trecute. Exact. Trebuie foarte multă consiliere. Nu putem să intergem părinților să nu plece afară, să le ajungă în viitor. Însă trebuie să existe un organ, nu știu, o asociație care să țină legătura cu acești copii. Probabil că există așa ceva, dar nu știm noi. Da. Este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da. Doamna profesor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, spunea despre ora de religie: din școli nu poate fi înlocuită religia cu absolut nicio știință. De ce a spus asta și ce a vrut să spună Preafericitul Părinte? Asta pentru copiii noștri care ne urmăresc și chiar și cei din studio. În primul rând, cred că s-a gândit că ora de religie este probabil pentru mulți dintre elevii singurul loc unde se întâlnesc cu Dumnezeu, pentru că mulți dintre ei, din păcate, nu frecventează biserica așa cum o cere biserica și, da, și cum ar trebui. Cum ar trebui, normal. Da, da. Și atunci este nevoie de o oră din viața omului, o oră pe săptămână, care să-și o pună acolo deoparte pentru Dumnezeu, să se gândească mai mult la ce are de făcut în continuare, să-și reîncarce bateriile, cred, puțin așa ar trebui. Da, da. Mă gândesc că pentru acest lucru. Da, și am impresia că Părintele Daniel s-a gândit și la faptul că o educație completă a copiilor noștri nu se poate fără religie, fără Dumnezeu. Da, fiind religia, fiind ca o încununare a tuturor științelor, probabil că la acest lucru s-a gândit, fiind știința legăturii cu Dumnezeu. Da. Da, deci fără, exact cum spuneam, deci fără Dumnezeu, fără religie, nu ne putem desăvârși ca și educație. Pentru că sunt multe persoane care vorbesc multe limbi străine, se exprimă foarte bine, sunt oameni de succes în afaceri, dar în schimb nu l-au pe Dumnezeu aproape și mai pe românește nu prea interesează de aproapele lor. Da. Nu te poți numi cu adevărat credincios, din punctul meu de vedere, dacă nu putem spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Este foarte greu de făcut acest lucru, însă pe cât posibil, măcar să dăruim. Adevărata credință trebuie să fie împletită cu a dărui. Este ceva extraordinar. Nu ne putem numi credincioși cu adevărat. Dom'le, sunt credincios, merg la biserică, mă rog, dimineața îmi spun rugăciunea. Dom'le, dar știi, nu prea îmi place să dau, dom'le, că până la urmă e munca mea, deci să dau la altul. Nu ne putem numi cu adevărat credincioși în această situație. Am întâlnit multe persoane, spre părerea mea de rău, chiar la biserica unde merg, într-adevăr, pare vlavioși, dar în schimb trec cu foarte mare nonșalanță peste persoanele care au nevoie de ajutorul nostru. De multe ori să știți că o vorbă bună spusă unei persoane aflată în dificultate face mult mai mult decât, indiferent ce am dat noi din punct de vedere material. Nici măcar atâta lucru nu fac pentru aproapele. Da. Da. Este o credință de exterior. De circumstanță, exact, să dăm bine la imagine. Da, bine, este bine să participăm la slujbele bisericii, dar să avem o atitudine smerită, să nu să ne batem cu pumnii în piept că mergem la biserică, iar când mergem pe stradă și întâlnim un cercetător, să nu ne pese, să trecem cu indiferență sau vedem un caz mai...
Exact, vedem un caz mai deosebit. Că așa, într-adevăr, ne confruntăm cu mulți oameni care, deși nu au nevoie, da, se ocupă de acele. Normal, trebuie să facem și diferențierea, pentru că este ușor în evidență cei care cu adevărat au nevoie și cei care o fac doar pentru o meserie din acest lucru. Da. Da, vă întreb acum, doamna profesor, care este rolul profesorului de religie? Mai detaliat. Profesorului de religie, în primul rând, este acela de a forma caracterul moral al viitorului om. Sigur, societate, sigur. Medicul de astăzi. Da. Munca de profesor nu este una dintre cele mai ușoare, pentru că se întâlnește cu fel și... Cred că este cea mai grea. Este cea mai grea muncă, munca profesorului. Pentru că, exact cum a spus noastră, trebuie să formeze caractere. Da. Nu lucrăm, trebuie să dea la o parte ca un sculptor și să formeze caracterul, este ceva asidu. Da. Dacă nu ai răbdarea necesară și poate nici tactul necesar, nu poți să ajungi. Sigur. Și plus de asta, este o muncă ce nu se termină niciodată, educația copiilor. Niciodată. Spui, domnule, l-am educat până la 10 ani, după care eu mi-am făcut datoria. Suntem mari. Sigur, sigur că da. Eu nu cred că m-am educat de ajuns încât să le știu pe toate. Exact cum este vorba, e omul cât trăiește învață. Cât trăiește omul învață. Așa că elevul trebuie încetul cu încetul, nu forțat, nici cu metode complexe și așa, încet, pe sufletul lui, cum este el, înțeles, ajutat, sprijinit pas cu pas pentru a deveni persoană în societate. Sigur, pentru că, trebuie, exact cum spuneați noastră mai devreme, copilul trebuie învățat să ceară lui Dumnezeu atunci când are probleme, să știe că Dumnezeu este aproape de el în orice situație și îl ajută tot timpul. Da, îți spuneau, Sfânt Părinte, că cine întreabă cine călătorește cu întrebarea să călătorească. Că dacă întreb, nu greșești niciodată. Sigur că da, sigur. Ei, așa și la noi, în viața noastră de zi cu zi, cu cât întrebăm mai mult, cu atât aflăm mai multe. Sigur. Și vine să... și nici nu greșim. Deci, de multe ori mi se întâmplă și mie, dacă nu întreb, poate ajung undeva greșit, dar dacă întreb... Sigur, la destinație. Sigur, de multe ori suntem ambițioși, nu am eu de nevoie de acolo, nimeni mă descurc singur. Toate. După aia te mai bine dacă întrebam ce bine, uite, acum n-am întrebat și nu am interesat și acum am greșit, da. Îmi pare rău. Da. Dragii mei, vă rog acum să ne spuneți cu ce echipă de fotbal țineți voi, atât din țară cât și din străinătate, și ce jucători simpatizați. Costin. Cu Steaua București. Oh, ce sigur, pe tine ești cu Steaua București. Steaua nu prea merge bine, Costin, știi bine lucrul ăsta. Da. Este pe locul 6, dacă nu mă înșel. Bun, și din străinătate? Cu FC Porto. Cu FC Porto, frumos, frumos. O echipă portugheză foarte bună. E, bine, FC Porto nu este echipă de top, dă foarte mulți jucători echipelor mari, dar este o echipă constant bună. Da. Ca jucător, ce jucător preferat ai? Ce fotbalist preferat ai? Cristiano Ronaldo. Da, frumos. Ionuț, cu ce echipă de fotbal ții? Steaua București. Da. Și din străinătate cu Real Madrid. Da? Și ce jucători simpatizezi? De la Steaua cu... Budescu. De la Astra este Budescu, Ionuț. Așa. Probabil că dacă mergeți des la meciurile Astrei, țineți cu... îl cunoașteți bine pe Budescu. Însă eu mă așteptam să spui Astra, Giurgiu, pentru că mergem la meciurile Astrei. Domnul Gabi Cazan ne asigură intrarea gratuită la meciuri. Steaua ce ți-a oferit ție, Ionuț, ca să ții cu ea? Ionuț, respect echipa pe care tu o simpatizezi. Asta a fost un spirit de glumă. Bineînțeles că ai dreptul să ții cu ce echipă vrei, normal. Ce jucător simpatizezi, Ionuț? Deci Budescu, Budescu, practic. Ții cu Steaua, dar simpatizezi pe Budescu. Nu este obligatoriu să simpatizezi că tot de la Steaua. Sigur că da. Luca, cu ce echipă de fotbal ții? Astra Giurgiu și... Din străinătate? Și din străinătate cu PSG din Franța. Frumos, unde joacă Ibrahimović. Da, și ce jucător simpatizezi tu, Ionuț? Luca. Luca, scuze, da, Luca. Bravo, uite, mai avea portare, este foarte atent. Da, bravo. Eu îl simpatizez cel mai mult pe Silviu Lung Junior. Da, sigur, este portarul Astrei. Sigur, este un tip extraordinar, bine crescut, un portar de excepție. Astăzi, la meci, mi-aș dori să nu ia gol, să fie puternic. Păi oricum este puternic, dacă nu e puternic, nu ajungea acolo, Luca.
Trebuie, exact cum trebuie să fiți și voi puternici. Numai așa veți atinge în alta performanță, având să un... Să fim emoționați. Să... Foarte bine, bravo, bravo. Sigur că emoția diminuează foarte mult din capacitate în momentul în care ești emotiv. Nu ai emoții, te gândești practic la ce ai de făcut imediat, fără teama de a greși. Că în momentul în care ai teama de a greși, obligatoriu vei greși și nu mai vei avea capacitatea 100% de a te concentra pe faza următoare. Sigur că da. Stimați telespectatori, avem acum o imagine filmată, înregistrată, cu o elevă care ne-a interpretat o melodie. Vă rog frumos, regia, să prezentați imaginea. Doamna profesor, vă întreb, care sunt obstacolele pe care le întâmpină un profesor la ora de religie? Această întrebare este una sensibilă. Ați atins o latură foarte dificilă. Într-adevăr, ne lovim de multe lucruri la ora de religie. În primul rând, indiferența unora dintre elevi care sunt crescuți îndepărtați de biserică, de credință, nu știu prea multe noțiuni. De aceea, profesorul de religie trebuie să-l introducă cât de cât în atmosfera bisericii. Mulți nu au fost la biserică decât când s-au botezat. Deci am întâlnit astfel de cazuri care nu s-au dus, poate se duc așa foarte rar, unii dintre ei se duc de Paște și de Crăciun la biserică. În rest, nu știu nimic și de aceea și când merg în biserică nu știu să se închine, nu știu să dea un acatist, cum se pune un acatist, nu vorbesc în general, dar am întâlnit lume mai ales la sate, unde ar trebui cât de cât să fii mai credincioși, mă gândesc. Mulții elevi n-au această educație, cred că și părinții lor nu au educația religioasă. La rândul lor, părinților lor probabil au fost îndepărtați de biserică și de aceea, din ce în ce, vedem secularizarea societății a dus la îndepărtarea omului încet, încet de biserică. Societatea de astăzi aduce tehnologia de ultimă oră, care un pic a cam depășit învățătura bisericii. Acum există site-uri ortodoxe, putem să accesăm oricând site-uri ortodoxe, internetul, putem să vedem o emisiune religioasă la Trinitas TV,
Sunt emisiuni religioase, sunt radio religioase, dar puțini le accesează. Când și când, când v-a mai dat bunica, stai să mai audă câte o, câte o slujbă la televizor, în general cei bătrâni. Dar cei tineri nu... Și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră ca și profesor de religie, maestră o latură, în sensul că dacă profesorul de matematică, profesorul de geografie își permite să ridice vocea la un copil, ca profesor de religie nu prea este indicat, pentru că în momentul exact. Acela deja îl putem îndepărta. Da, și aici. Este luat în seamă acest aspect. Noi nu putem să intrăm cu catalogul în clasă și să îi sperăm pe elevi că le dăm o notă mică la religie. Oricum nu avem cum să-i sperăm că notele sunt motivante la religie. Da. Nu asta este ideea. Eu nu am întâlnit un copil să fie colegian la religie. Ați întâlnit acest caz? Nu cred. Nu. Da. Tot așa spiritual, pe partea sufletului, lucrat cu sufletul copilului, cu psihicul. Dar întreb acum, doamna profesor, care este specificul orei de religie? Atât pentru copiii din studio, cât și cei de acasă. Specificul orei de religie se bazează pe două principii, în afară de cele principii de pedagogice cunoscute. Religia are două principii, principiul cristologic și cel ecleziologic. Specificat, vă rog. Specific. Ca să ne înțeleagă și copiii noștri. Cristologic, să se vorbească despre Hristos și cel ecleziologic să se vorbească în biserică. Despre biserică, despre ceea ce înseamnă, deci, trupul lui Hristos, care este biserică. Sigur. Și atunci profesorul poate pare cum uneori plictisitor pentru elevi, că mulți nu au astfel de preocupări, dar trebuie să găsească modalitatea să aducă elevilor aproape pe Hristos. Dacă ei nu îl caută, măcar să... Doamnă, să după părerea mea, consider că o contribuție esențială în creșterea religioasă a copiilor noștri și în educația lor religioasă o are profesorul de religie. Este foarte important rolul lui în educația spirituală a copiilor noștri. Dacă acasă își permite să mai spună, hai mami, lasă-mă, în schimb modul în care își impune profesorul de religie stilul și modul de lucru, așa vom avea viitorii noștri credincioși. Și asta nu trebuie să fie să se simtă elevul constrâns. Sigur. Deci e o mare greșeală să constrânge elevul ca să creadă în Dumnezeu. Deci e o credință forțată care va duce în curând la îndepărtarea definitivă. Deci îl vom pierde definitiv. Trebuie încetul, pas cu pas. Să lăsăm pe el să întrebe, exact. Să devine, să predăm de așa manieră încât să lăsăm să aibă multe semne de întrebare. Da, să-și pună el întrebări. Sigur, să întrebe profesorul. Sigur că da, pentru că așa îi facem să înțeleagă mai bine, îi facem să creadă cu adevărat în Dumnezeu de mici, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta. Costin, îl spui rugăciune seara înainte de culcare? Da. Foarte bine, Costin. Ionuț? Ești mai micuț, momentan. Când îi crește, probabil că da. Luca? Da. Ce rugăciune spui tu, Luca? Tatăl nostru. Foarte frumos. Bravo, bravo. Doamna profesor, vă întreb, cu ce ar trebui să rămână în minte un elev după terminarea orei de religie? Cum am spus, elevul la ora de religie n-ar trebui să se simtă constrâns. Și să se simtă relaxat, să se simtă în siguranță, să aibă sentimentul de ocrotire, să fie sigur că cineva acolo sus îl aude și îl iubește, necondiționat. Ori și când greșește, există acolo cineva sus care îl va ierta. Și că este aproape de el tot timpul. Este aproape de el tot timpul. Să se simtă mai aproape, vedeți că spun să se simtă, pentru că este vorba de trăirea sentimentului religios pe care îl avem cu toții. Da. Da. Să se simtă, religia trebuie trăită, nu numai ca să afle niște noțiuni care nu-i folosesc la nimic. Cred că cel mai important lucru după terminarea orei de religie este ca ai noștri copii, în momentul în care ies să termină ora de religie, să rămână cu foarte multe semne de întrebare. Da. De da. Ce așa? De ce Sfântul Pavel? De ce Sfântul Gheorghe? De ce sunt multe, multe și bineînțeles, în același timp să fie și relaxați, să aibă o stare de bine. Atunci simțim cu adevărat puțin câte puțin
că zidim credința lor în Dumnezeu. Nu mai să încerce după terminarea orei de religie să îl caute mai mult pe Dumnezeu. Cred că asta ar fi finalitatea orei de religie, să meargă la biserică. Să da, spre părerea mea de rău, doamnă profesor, copiii noștri nu prea merg la biserică. Așa cum am spus. Da, nu merg la biserică. Am făcut un reportaj la o școală gimnazială din orașul nostru câteva luni în urmă și am întrebat copiii, aleatoriu, care mi-a apărea în față. Te rog frumos să vii să vorbim puțin. Printre altele, era și întrebarea, de când nu mai fost la biserică? Păi nu am mai fost la biserică de la Paști, nu am mai fost la biserică de la Crăciun. Nu, eu am fost la biserică. Păi când ai fost la biserică? Am fost săptămâna trecută. Da? Ce-ai făcut-o acolo? Păi dacă a murit bunica. Păi și bun, până se întâmple cu bunica, Dumnezeu să o odihnească, de când am mai fost? Păi nu mai țin minte. Deci nu merg copiii noștri la biserică. Exact cum spuneam, o educație completă nu se poate face fără Dumnezeu. Nu se poate face așa ceva. Spre părerea noastră de rău... Și întrebarea era? A fost spusă, dați-vă seama, noi ca maturi, la un moment dat, ora de religie a fost pusă sub semnul întrebării ca și desfășurare. Nu pot să cataloghez. Noi când am fost mici, eu, da? Personal, nu am avut profesor de religie. Da. Dar singură m-am căutat. Cu ajutorul bunicului, cu ajutorul nașului, da, asta a fost un caz mai special. A contat. Da, a contat. Dar vreau să spun altceva, doamnă profesor. La un moment dat, ora de religie a fost pusă sub semnul întrebării ca desfășurare. Domnul Cernea a făcut o petiție că trebuie desfințat ora de religie, pentru că nu aduce nimic bun. Cred că a fost o mare greșeală, probabil că au fost alte interese la mijloc. Până la urmă, exact... Totul este politic. Da, dar până la urmă am învins gândirea noastră pozitivă. Omul este întâlnit să le lepede atunci când... Da. 94% din părinții elevilor noștri au hotărât ca elevii noștri să facă ora de religie. Pentru că și-au dat seama, nu se poate, fără Dumnezeu nu se poate nimic acest pământ. Vă întreb acum, doamna profesor, ce ar trebui să facă un copil pentru a deveni un bun creștin? Un copil pentru a deveni un bun creștin ar trebui, în primul rând, plecăm din familie, să-și asculte părinții, zice Dumnezeu prin Sfintele Părunci, să încerce să ia cât mai mari note la școală, să învețe mai bine, să nu intre în conflicte inutile cu alții elevi, să intre în anturaje, să aibă grijă ce prieteni își face, că contează foarte mult și anturajul în care intră și cu cine se... Așa. Da, de multe ori anturajul strică un copil bine crescut, un copil educat. Este cel mai periculos anturajul. Dacă părinții nu îl verifică foarte des, să vadă cu cine umblă, poate călca pe căi greșite. Da, pentru că mulți copii sunt rătăcioși, vede că e la o situație materială mai bună, este mai educat, are alte condiții, încearcă să-i facă rău, în loc să încerce să învețe de la el. Ne lovim de diferența aceasta socială între elevi și minoritățile sociale. Copiii de minorități se simt de multe ori dați la o parte sau nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Măcar în ora de religie să fie văzut cu toții la fel. Toți suntem sigur. Da, am primit un mesaj. Îi salut pe colegii de la Malu. Vă aștept să ne vedem cu bine. Andrei. Da. Dragii mei, după cum bine știți, echipa Speranțele de Giurgiuvene Malu se va scrie în campionatul de juniori C, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu. Cu ce gândul, Costin, pornești în această competiție? Să jucăm cât mai bine, să luăm cât mai multe puncte. Sigur. Da. Probabil că acum se va încununa toată evoluția voastră în anul ce a trecut, cu Cupa Prietenia, Cupa Sfânta Maria, Memorialul Alec Gârgulescu. Acum a venit vremea să vă etalați tot ceea ce ați învățat voi ca fotbaliști. Sigur. Ionuț? Eu îmi doresc să jucăm foarte bine, să înscriem foarte multe goluri
și să jucăm super bine. Da, să vă încătați în tactica de joc, sigur. Luca, tu ce aștepți? Eu aștept să fim câștigători, să nu pierdem acest meci. Poate să fie meciuri mai multe acum. Mai multe. Da. Meciuri. Să ai evoluție bună. Să avem evoluție. Pentru că o să aperi și tu, o să aperi și tu, Luca. Puțin, dar o să aperi, pentru că tu ești micuț tot. Sunt jucător de 14 ani, dar tu ești mai micuț. Dar o să aperi, pentru că ești tenace, ai foarte mult curaj. Da, să primim puncte multe, Cum vi s-a părut vouă? Da, foarte bine, Luca. Cum vi s-a părut vouă desfășurarea cupei Sfânta Maria? Ultima cupă organizată de Speranțele Giurgiuvene. Foarte frumos. Da? Ne-am dezvoltat armonios. Mental? Mental. Că fizic, practic, sunteți. Da? Câte goluri ai dat, Costin, la finala mică? Nu știu. În 3. 3 goluri. Foarte frumos. Tu, Ionuț? Cum ai perceput cupa Sfânta Maria? A jucat pe terenul 2 de la Astra Giurgiu, un gazon extraordinar de bun, foarte multă lume la meci, nu ați avut emoții, ați evoluat fără probleme. Da, Ionuț? A fost foarte frumos, am jucat pe un teren foarte frumos și mă bucur că am jucat foarte bine. Foarte bine, Ionuț. Luca? Mi-a plăcut foarte mult meciul, mi-a plăcut și de colegii mei, au jucat foarte bine. Și tu ai apărat destul de bine. Da, și destul de bine au marcat. Da. N-am fost moi să pierdem acest meci. Sigur. Am jucat pe un teren foarte extraordinar. Bun. Da. A fost și terenul bun, este... Totul l-am avut sub control acum. Foarte bine. Sper ca și acum când vom începe campionatul la Junior C, la fel, să te ții controlul tuturor meciurilor. Bine, vom fi mai micuți. Dar poate anul ăsta o să avem evoluții mai bune, mai rele, dar de anul viitor deja creștem și viitorul ne aparține. Doamna profesor, una din ultimele întrebări pe care vi le adresez, cât de important este simțul măsurii? Atât pentru copii, cât și pentru noi maturi. Eu zic că e cea mai importantă trăsătură de caracter pe care trebuie să o aibă un om. Simțul măsurii. Vă rog frumos să dezvoltați ideea. Simțul măsurii sau smerenia, să spun. Sigur că da, sigur. Este un dar de la Dumnezeu, în primul rând. Trebuie să-l cerem. Nu se știe, nu cred că-l avem. Deci, este un dar care nu știi niciodată că-l ai sau nu-l ai. Pentru că a fi smerit este un dar de la Dumnezeu, deci nu știi. Decât că trebuie să-l ceri de la Maica Domnului ca să ți-l dea și să nu te consideri niciodată a fi bun sau ceea ce faci tu este bun că ai făcut tu. Să consideri că tot ceea ce faci tu este datorită ajutorului Dumnezeu și că te-a ajutat și pe viitor te va ajuta în continuare să realizezi ceea ce vrei să faci în viață. Da, și tot ceea ce facem în viață, dragii mei copii, să facem credință față de Dumnezeu. Tot ceea ce este făcut cu suflet, cu credință în Dumnezeu, are trăincie. Ceea ce este făcut prin spate, pe furiș, să înșelăm aproapele nostru, nu are trăincie. Este probabil o bucurie, între ghilimele, de moment. Dar mai târziu o să vă dați seama că nu are nicio trăincie, nu are nimic bun acest lucru. Și dacă pierdem, să știm să pierdem credință față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu ne dă nouă mai mult decât putem să ducem. Și poate că Dumnezeu, dacă e să nu realizăm un lucru, nu l-am realizat pentru că așa trebuie să se întâmple. Și poate Dumnezeu ne pregătește ceva mult mai bun decât am pierdut noi. Poate important că... este să acceptăm și înfrângerea și câștigul în egală măsură. Poate că atunci când pierdem, avem mai mult de câștigat decât atunci când câștigăm ceva. Asta trebuie să conștientizăm noi oamenii. Da. Din păcate, societatea noastră nu a realizat această componentă a caracterului uman extraordinară. Pur și simplu, copilul trebuie să crească cu acest spirit. Da. Pentru că numai așa vom avea un viitor luminos dat de copiii noștri, care sunt cea mai prețioasă comoară după acest pământ. Doamna profesor, aflându-ne pe final de emisiune, vă rog frumos să adresați câteva cuvinte de încurajare, câteva sfaturi, atât copiilor prezenți în studio, cât și celor de acasă. Vă rog frumos! Să aveți un an bun, un an școlar bun, plin de împliniri, să realizați ceea ce v-ați propus la începutul anului,
să aveți bucurie sufletească, să... Și asculte părinții. Sigur, foarte, foarte important lucrul ăsta. Oricum, toți trei sunt niște copii bine crescuți, bine educați, le cunosc familiile, niște oameni gospodari, da, oameni de bază ai societății noastre, oameni care le poate asigura din punct de vedere moral un viitor și mai sănătos. Să se roage pentru ei. Sigur, sigur. Sigur. Da. Doamne, vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați acceptat invitația la TV Giurgiu. A fost o prezență agreabilă. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru prezența în studio. Mulțumesc. Și sper să ne întâlnim la anul, după ce terminăm primul nostru an competițional, din nou în studio, în aceeași formație. Vă mulțumesc, dragii mei. Stimați telespectatori, în fiecare joi de la ora 16 vă invit să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă, vinerea în eloare de la ora 14. Și nu uitați, dragi copii, educația este viitorul vostru. La revedere!